apnea în somn este o tulburare respiratorie care apare în timpul somnului. Noi toți ne relaxăm atunci când dormim, scade tonusul muscular, evident scade tonusul muscular și de la nivelul gâtului. Unele persoane sunt obeze, au gâtul scurt și gros, adică o modificare pe care o vedem cu ochiul liber. Alte persoane au niște modificări sesizabile numai de orelist, interioare. Un omuleț, adică o luetă mai lungă, mai lată, amigdale, o infiltrație adipoasă pe dinăuntru gâtului, mă rog, o macroglosie, adică o limbă mai mare, retrognație. Diverse lucruri care fac ca în timpul somnului, mai ales când pacientul doarme întins pe spate, structurile acelea să colabeze. Nu mai există niciun tonus foarte puternic care să le mențină deschise. Structurile mai întâi se îngustează, apare sfărăitul, hipopnea, apoi colabează și apare apnea. Deci, de fapt, drept, aceasta este apnea obstructivă, pentru că mai există și o apnea de tip central. Dar boala cel mai des întâlnită după insomnie în populație este acest sindrom de apnea în somn, care presupune un colaps al structurilor la nivelul gâtului în timpul somnului. El nu se întâmplă niciodată când suntem treji. Apnea în somn are două tipuri de consecințe. Pe de o parte, consecințele datorate desaturărilor, adică scăderilor în saturație în oxigen ale organismului, și aceste consecințe sunt în general stres oxidativ și inflamație, și de aici ateroscleroză, boli metabolice, boli cardiace. Și cea de-a doua consecință este dată de aceste microtreziri, practic niște perioade de câteva secunde de care persoana respectivă nu este conștientă, dar care reprezintă o ieșire din stadiile de somn. Aceste microtreziri fragmentează somnul și atrag după sine somnolență diurnă. Bun, și în mod evident această somnolență diurnă și neapărat somnolență, poate să fie o reducere a vigilenței, îi afectează, ne afectează de fapt pe toți. Dar sunt anumite persoane care îndeplinesc anumite funcții, care au anumite munci, cum ar fi șoferii, amatori sau profesioniști, controlorii de trafic aerian, conductorii de tren, piloții, care trebuie să fie foarte vigilenți. Nici nu se pune problema să ațipească, pentru că în condițiile astea o ațipeală cu o durată de câteva zeci de secunde poate să fie fatală. Aceste persoane ar trebui să fie, tot așa cum n-ar trebui să consume alcool atunci când intră, se duc la muncă, când intră în tura, ar trebui să fie și bine dormite, bine odihnite. Ori sindromul de apnee în somn, exact asta nu ne lasă să facem, nu ne lasă să ne odihnim eficient, să avem o arhitectură a somnului normală, să ajungem așa cum trebuie și când trebuie în stadiile profunde de somn. Un medic poate, prin acel chestionar de care vorbeam, Stop Bang, poate foarte simplu să suspicioneze sindromul de apnee în somn. Cred că ia un minut și un pic ca să evalueze bolnavul respectiv și, mă rog, ca să le repet, sunt trei întrebări: sfărăiți, sunteți obosit, adică aveți somnolență diurnă, v-a spus cineva că aveți pauze de respirație în timpul somnului, și restul sunt niște evaluări obiective ale pacientului. Deci am parcurs acum STO, P este High Blood Pressure și urmează partea a doua acronimului BANG, B-A-N-G, BMI, adică indice de masă corporală, A, adică Age, N, adică neck circumference, circumferința gâtului, și G de la gender, adică genul persoanei respective, dacă e femeie sau bărbat. Deci, în general, un medic are toate aceste date în fața lui, în persoana pacientului sau în istoricul medical al acestuia. Odată ridicată suspiciunea, se trimite pacientul la un specialist în somnologie. Aceștia, în momentul de față, avem o competență, sunt cam 120, vin în fiecare an generații de câte 30-40 de doctori, care pot să facă o poligrafie cardiorespiratorie, o evaluare a somnului printr-o modalitate mai simplă, care se poate face la domiciliu pacientului, sau polisomnografie, care presupune o noapte dormită în laborator cu electroencefalogram, mă rog, cu o cameră video, cu o mulțime de senzori. Medicul specialist hotărăște dacă pacientul este un caz simplu, ca să zic așa, clar, un sindrom de apnee în somn, sever, fără complicații, și îl poate trimite cu un aparat acasă, cu riscul să piardă date și să nu aibă toate informațiile concrete, sau suspicionează ceva mai complex, sau un sindrom de apnee în somn ușor, să zicem, care nu iese la iveală atât de ușor, și atât
atunci poate să efectueze o investigație de aceasta de tip polisomnografic. După care, după ce s-a pus diagnosticul, urmează partea și mai complicată, respectiv terapia. Pentru că terapia, ca și în cazul terapiei, de exemplu, cu insulină, nu îi spui omului, ia insulină, se stabilește o anumită doză. Așa și acest tratament, care în anumite cazuri ușoare, moderate, poate să fie acea proteză de avansare mandibulară, de care vă ziceam, pe care o poate să o facă ortodontul, sau poate să fie un tratament în sfera chirurgical, în sfera ORL, însă, pentru cazurile moderat-severe, tratamentul de elecție este Continuous Positive Airway Pressure, CPAP, un aer cu presiune pozitivă continuă, care exact asta face, deschide, suflă aerul cu altă presiune și deschide și stabilizează gâtul pacientului în așa fel încât pe durata somnului să se mențină deschis. Și evident, presiunea de care am eu nevoie, de care aveți dumneavoastră nevoie, presupunând că am avea sindrom de apnee în somn, n-ar fi aceeași. Exact așa cum explicam mai devreme, nu toți încăpem în aceeași pereche de pantofi sau în aceeași dimensiune la haine. Și în cazul acestor pacienți trebuie să titrăm presiunea CPAP, lucru care se face în laboratoare, care necesită supravegherea unui doctor și care, din punctul meu de vedere, e de fapt și de drept una din părțile cele mai dificile relaționate cu această boală. Pentru că nu e ușor să dormi cu un aparat, cu o mască pe față, conectat la o tubulatură. Cei mai mulți pacienți, după ce se simt bine, își dau seama că a doua zi sunt mult mai vigilenți, mult mai prezenți, chiar ajung să îndrăgească foarte mult, să creeze un adevărat parteneriat, o simbioză cu această modalitate terapeutică.